Vara a sosit, iar românii sunt gata să lase deoparte agitația urbană și să se aventureze într-o escapadă în țările calde. Sezonul acesta, cele mai căutate destinații de vacanță sunt Grecia, Spania, Franța și Croația. Despre care este acum atmosfera pe insula Scopelos, discut cu Florin Nino, travel vlogger. Bună, Florin, bine te-am regăsit! Salutare de pe Marea Egee, eu sunt pe un vas de croazieră, pe Poseidon, în jurul insulei Scopelos. Am vrut să fac live-ul de pe plaja Castanii, doar că între timp am plecat de acolo și ne îndreptăm către insula Alonisa, așa că fac live-ul de pe vas, direct de pe mare. Care este atmosfera? Că văd că îți cam place Grecia, în general, te-am văzut în Grecia. Le arăți turiștilor tot ce se poate mai frumos. Da, e foarte frumos în Grecia și mai ales aici, în insulele Sporade, Scopelos, Skiathos, Alonisos, unde din ce în ce mai mulți români vin de la an la an, au crescut și numărul zborurilor și au început să vină din ce în ce mai mulți români și cu mașini proprii. Deci crește din ce în ce mai mult cererea pentru aceste insule, pentru Skiathos, Skopelos, Alonisos. Ce insule le recomand românilor să viziteze vara aceasta, cum le știi pe toate și care sunt prețurile? De exemplu, insulele în care sunt eu în acest sezon, Skiathos, Skopelos, Alonisos, au prețuri de la 250 de euro pentru 7 nopți cu mic dejun și transport inclus, dar recomand și Zakynthos, și Creta, și Corfu, Kefalonia, și acolo prețurile sunt puțin mai mari, dar se găsesc prețurile online, acum e simplu, dai search pe Google și afli absolut orice. Se vede frumos la tine, ți dorim distracție plăcută și tot timpul să ne încânți cu insulele din Grecia. Îți mulțumim foarte mult. Mulțumesc. O zi frumoasă. Distracție plăcută. Hai, huia, am plecat călătorii.